Tam verce. Vă salut, fratele Cuneacu, și bine m-am regăsit la un nou clip pe acest canal. Îmi cer scuze de la început pentru calitatea sunetului, care o să fie îmbunătățită cât mai curând. Chiar vreau un feedback pentru treaba asta. Bine ați venit la un nou clip pe acest canal. Vreau să apăsați butonul de lichean Forțales, să mă urmăriți pe Instagram, acolo răspund tuturor mesajelor primite de la voi. Pentru mine a fost o zi wow, și astăzi și ieri, bine, eu filmez clipul ăsta marți. Nu știu când o să apară, probabil miercuri sau joi. Am avut o zi de foc. Luni am alergat toată ziua, am venit la 7:30 seara acasă. Și astăzi este ora 2 și abia acum am ajuns acasă, de la 8 dimineața. Și urmează să plec iar să filmez ceva. Am început să-mi plac atât de mult să muncesc, filmez, să editez. Bine, chiar dacă nu știu să editez, să filmez like pro sau, mă rog, nici aproape de pro, cred că filmez basic sau mai puțin decât basic. Dar mie îmi place treaba asta. Sper că și vouă vă place. Ziceți-mi ce părere aveți despre vloguri, ceea ce încerc să fac acum. Dacă vă place, dacă vreți să mai vedeți treaba asta în continuare pe canal. Dacă vreți să avem o rubrică nouă sau orice concept nou, puteți să-mi lăsați pe Instagram sau în rubrica de comentarii și îmi spuneți, bă, Cuneacule, mie îmi place, bă, Cuneacule, mie nu-mi place. Dar că toată lumea a venit pentru un singur lucru, cred, am primit primul meu colet mai mare, așa să zicem, de la fani. E greu să zic fani, vreau să vă consider altfel. Știu că sunt mulți care nu acceptă termenul meu ăsta cu jegoși. Eu când zic jegoși sau jegos, mă refer la ceva alind, e un alind mai băiețesc pentru mine. Mai de cartier, așa știi. Băi, jegosule, hai! După cum vă ziceam, am primit primul meu colet, bine, de fapt e al doilea colet pe care îl primesc. Primul nu se pune, pentru că este dat tot de Ștefana, mi-a trimis cuțitul ăsta. Și o să desfac practic coletul primit de la Ștefana cu cuțitul primit tot de la Ștefana. Dar asta e primul meu colet mai mare primit de la Ștefana. Până la urmă, nu are decât să mă bucure treaba asta ce se întâmplă, dar haideți să trecem că eu sunt destul de nerăbdător. Exact așa l-am primit, uitați, tot cu avizul ăsta, exact așa vi-l arăt și vouă. Oare ce-o fi înăuntru? Ia haide să facem noi împreună o treabă. Puneți pauză acum la videoclip și scrieți în comentariu 3 chestii pe care credeți că mi le-a trimis Ștefan. Și comentariul care le nimerește pe toate 3 o să fie fixat. Hai, puneți pauză. A spus? A, deci mecher, tu nu pui pauză. Tu lași videoclipul să meargă și scrii în comentariu direct. Ok, bun. Haideți să vedem cum îl deschidem. Nu vreau să nici să stric. Nu vreau nici să stric și 5 secunde mai târziu. Let's go! What? Deci, wow, ceva împachetat bine. Încă ceva împachetat bine. Bă, ce credeți că e aici? Haideți ca să le punem deoparte și ne uităm după. Stai, mă. Avem miere, mă. Miere, mă. Ștefana, dacă nu știați, este apicultor. Sau cum se zice la femei? Apicultoare? Mă rog, apicultor. Și asta e miere. Și mi-a pus un picle de-astea de plastic pentru că nu... Nu, mi-a zis că nu poate să pună în borcane. Nu acceptă borcanele. Deci știam când trimite miere, dar restul nu știam. Deci avem miere de la Ștefana. Oare că tot să reziste? Nu știu. Ok, punem jos aici. Avem... Asta e de aia. Ha, mă distram în copilărie cu asta. Avem ceva împachetat. Și încă ceva împachetat. Și pe fond cam asta e. Hai să vedem ce e împachetat. Bă, da, le-a împachetat Ștefana. Hei, o husă. Oh my fucking god. Bă, bă. O husă de telefon. Cât de cute. Nu, că vreau să-i fac proba chiar acum. O să las astea jos și vreau să-mi aduc telefonul. Mi-am adus telefonul. Partea proastă, oarecum, așa să zicem. Eu tocmai ce mi-am schimbat telefonul și mi-am luat, am făcut de la S9 Upgrade la S10 Plus. Și ăsta nu prea, gen, nu prea mai folosesc, dar... Haideți să vedem cum e. Ești tu? Fost un cavaler bun. E
super tare, frate. Hei, intră. Uite cât de șmecher. Uite cât de șmecher se vede. Deci cât de șmecher, fiți atenți aici. Deci așa e pe față și așa e pe spate. Mamă, dar e și un gen, e un silicon bun, că se simte plăcut la atingere. Super, super, super. Și restul coletului, cred că e ceva. Cred că e... Oh my fucking god! Un tricou personalizat, băi! What? Hai să rupem asta. Cu șegosul suprem. Eu zic că ar trebui să mă îmbrac cu el. Cât de șmecher! Șegosul suprem! Port un tricou cu fața mea. Și n-am terminat, guys. Mai avem aici tot un tricou, după cum îmbrăcat, cu un cohusă. Ai, mă, nu cred. E o husă făcută pentru Oana. E o husă cu Oana. Cât de cute e. Dar nu știu din ce silicon e făcut, că e așa plăcut la atingere. Ai, mamă, i-a făcut și tricou. Ștefana are crazy. Păi, stai să rupim și asta. O să fim acum doi cu fețele noastre pe tricou. Cât de șmecher. Super. Și nu ia scrie cu asta să vrem. Place super mult. Și mai avem două colete. Oh, ce să fie aici. Hai să deschidem pe primul. Cred că sunt identice. Cred că sunt identice, nu știu de ce. Mamă, dar cât de bine le-am pachetat, Ștefana. Oare ce e aici? Oh my god! Oh! Mamă! Mamă, cum e? Mamă! Băi, dar cât de bine se vede! Jegosul suprem și poza mea. Mama, asta chiar e, asta e, nu știu dacă e peste tricou, dar uite cât de frumos se vede. Și aici jegosul suprem. Mamă, ia stai să vedem și aici. Cred că asta e cu Oana. Dacă mi-a făcut mie un tricou, e un tricou, mie o busă, e o busă. I-a făcut Oana 100%. Am crezut, gen, am citit prima oară la mine aici, cel mai fain om și gen, mă gândeam, zic, cel mai fain, zic, ghiost ăsta. Și după aia am văzut o poză cu Oana. I-a făcut și o Nici. Mamă, dar cât de frumos se vede, chiar se vede super. Băi, Ștefana, e crazy și cu inimioara aici în colț. Ăsta mea n-are inimioara, ăsta al meu e... E ca un cul. Glumesc. Deci două căni. Îmi place extrem de mult, mai ales asta mea, n-aveți ce să ziceți, deci cum arată cănile astea, asta mea rupe, deci asta rupe, n-aveți cum să dați cu ea, n-aveți cum. Și avem și mierea, miere, băi, cred că gust un pic, o să gust un pic. Mamă, mamă mea. Îmi cleștează gura. Eu de când m-am îmbolnăvit, îmi bag mai mult, de fapt, toate ceaiurile și orice beau, de fapt, cald. Mi le îndulcesc cu miere și tocmai de-aia. Super, super bună. E naturală. Asta a fost coletul primit de la Ștefana. Ștefana, vreau să-ți mulțumesc din suflet. Nu mă așteptam. Mi-ai zis că vrei să-mi trimiți ceva, dar nu știam ce. Știam de miere. Nu știam ce vrei să-mi trimiți. N-am cuvinte și vreau să vă mulțumesc tuturor care vă gândiți la mine și care îmi trimiteți colete sau îmi trimiteți mesaje de bine, de rău. Nu mai contează.
Ideea e că vă apreciez super mult, n-am cuvinte, nu știu să reacționez. Când am plecat, când am luat drumul ăsta să fac YouTube, nu mă gândeam așa de departe. Și nici acum sunt vreo 27.000 de oameni pe canal și... Băi, fix zilele astea mă gândeam, bă, sunt 27.000, frate. V-am crescut super mult în ultimul timp și vreau să vă mulțumesc din suflet că vă gândiți la mine și că mă urmăriți și sper că vă fac ziua mai bună. Sper că înțelegeți că și eu vă iubesc. Nu pot să vă zic decât că vă apreciez enorm și vă iubesc. Deci comunitatea mea de jegoși, de conaci, vreau să deveniți așa, unii între alții, știți, să fim o comunitate super bună, să ajutăm și gen să putem să facem cauze nobile. Mai mulți oameni într-un om, gen să fim un om, dar de fapt mai mulți oameni. Mai mulți oameni într-un om, să fim un întreg. Da, chiar dacă suntem mai mulți, să ne unim și să fim întregi acolo. Cam asta a fost clipul, guys. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe dacă nu ești abonat și cu clonțopelul ăla, că e foarte important clonțopelul. Urmăriți-mă și pe Instagram la Jegosul Suprem, unde puteți să-mi dați mesaje și vă răspund. Ne auzim pe clipul următor.